Îndrăznește să întrerupă rugăciunea. Părinte Nicolaus, avem o problemă ce nu suportă amânare. Fratele Izonicu și cu aperturul s-au prins un eretic. Cred că e canonizat. Poate e prea târziu pentru el, dar cu siguranță conștiințele dumneavoastră de post-procesare îl pot aduce înapoi din umbre. Nu e timp de irosit. Aduceți-l înăuntru. Mount, RP, mirrorless. Părinte, credeți că mai putem face ceva pentru această ființă subexpusă? L-am adus aici pentru că încă nu am primit update de firmă la 10.6 și nu știm dacă îi detectează ochii. Există un singur mod în care putem afla. Dezgoliți ochii. E mai grav decât mă așteptam. Canonizarea lui este aproape completă. Sfinte Arsenic Boche, părinte, fă ceva! Doar tu îl poți aduce înapoi în expunerea corectă. Părinte, îți spun, i-am văzut o parte din lucrare și are potențial. E păcat să renunți acum. Bine, fraților, dar fiți cu băgare de seamă. Căci nu știți ce urmează să se întâmple. Întoarce-te pe calea cea dreaptă, suflete pierdut. Nu renunța la gama dinamică, la performanța, la ISO mare sau la ergonomia mai bună. Părinte, n-o să meargă! Curăță-ți mintea de zgomotul specific fișierilor Canon trase la ISO mare. Părinte, ești un prost! N-o să-ți meargă! Întoarce-te din beznă, precum o fac fișierele de la D850 subexpuse din greșeală 5 pași. Părinte, te joci cu tipul de expunere și o să te arzi! Deschide-ți mintea către lumina precum își deschide diafragma obiectivul Nikkor 58mm F095 Noct. Ai reușit, părinte. L-ai adus înapoi din subexpunerea masivă în care căzuse. Așa se pare, frate Izonicus. Dar pentru a fi siguri, trebuie aruncată lumina sfântă a sistemului Nikon CLS asupra sa. Să cântăm sfânta treime a fotografiei. Timp de expunere, diafragmă ISO. Timp de expunere, diafragmă ISO.
Mă simt de parcă m-am trezit dintr-un vis mult prea lung. Straniu sentiment. Parcă trebuie să fac ceva. Știu! Să mă duc la F64 să-mi iau un sistem Sony.